După ce l-am blamat ani de zile pe Kirikeș că nu e fundașul central de care avem nevoie, iată că începem să ne dăm seama acum, târziu, că el e de fapt cam singurul fundaș central care ne poate aduce un pic de liniște. În locul lui a intrat Nedelcearu și acum încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele, pentru că nu vreau să supăr nici pe jucători, nici pe familia lui, nici pe admiratorii lui. În sensul că ți-a plăcut foarte mult Nedelcearu și nu știi cum să găsești epitetele astea. Da, vreau să spun că nu știu cât ne mai păcălim cu Nedelcearu, sincer. Adică ne-am păcălit și la Under 21 cu Nedelcearu, dacă vă aduceți bine aminte meciul cu Anglia, cum vâjiau mingile pe lângă Nedelcearu la meciul ăla de pomină. Cât a fost? 4-2 pentru România, nu? 4-2 pentru România, da, da. Ne tot egalau, noi marcam, ne egalau. Aduceți-vă aminte cum vâjiau mingile pe lângă Nedelcearu. E o problemă. Nedelcearu nu poate, ok, admirabil, are un fizic impunător, joacă în Italia în Serie B, însă nu e ce trebuie pentru echipa națională. E clar că Nedelcearu a fost încercat, para încercat, ar trebui să mergem mai departe, să căutăm alt fundaș central, nu e ce ne trebuie și s-a văzut asta. Am o problemă, repet, mie nu-mi place de Nedelcearu încă de când era la Dinamo, dar nu că am o problemă cu el personal, nu-mi place fotbalistul Nedelcearu. Jucătorul Nedelcearu, eu dacă aș fi antrenor, eu nu l-aș transfera la nicio echipă pe care aș antrena-o. Mi se pare că în ADN-ul lui este cumva scrisă panica. E un tip care nu dă siguranță. Mie nu mi se pare că dă siguranță deloc unei echipe. Nu e în niciun caz fundașul central pe care să te bazezi și să aduci lângă el un jucător mai tânăr care să crească lângă un jucător de siguranță. Uite cum e Kirikeș. Nedelcearu nu o să fie niciodată un jucător de siguranță și atâta vreme cât lângă el lipim un alt jucător care nu e de siguranță cum e Burcă, vom avea mari, mari probleme, ceea ce și s-a întâmplat în repriza a doua. Și să știți că nu e deloc străin de ce s-a întâmplat în repriza a doua Nedelcearu. Mă uitam, era defazat, momente în care era ieșit în loc să stea, momente în care stătea în loc să iasă. Golul La golul de 2-1 marcat de israelieni din corner, ok, Ivan doarme, Cicâldău lângă el e și el foarte static, dar și Nedelcearu doarme, atacantul pleacă cumva dintre el și Ivan. Ok, el stătea, probabil că ideea lui Ordănescu a fost să facă marcaj zonal, din ce văd acum relorile, mă mai uitam o dată la relori. Însă, în momentul în care faci marcaj zonal, totuși tu ca fundaș central mai faci un pas stânga, doi dreapta, în momentul în care vezi cum pleacă mingea. El, săracul, doarme pe poziția lui și a cam, mă rog, l-a alergat rău de tot Solomon. Nu mi-a plăcut deloc de el. 5.